foarte bucuroși să ne aflăm astăzi aici, în mijlocul dumneavoastră. Suntem super încântați că Bănceștiu, de s-ascult, are în fatra statului copii crescuți și plecați departe în lume, dar care își aduc aminte că fac parte din acest sat, care este un loc binecuvântat de Dumnezeu, așa cum este și tot plaiul românesc, de la Carpați la Dunăre și la Marea Cea Mare, așa cum spunea poetul. Astăzi, pentru că este 15 iunie și aniversăm 127 de ani de la trecerea neființării Luceafărului, haideți să noi spunem comemorare, pentru că este un moment fericit. Chiar dacă Eminescu a trecut în viața de dincolo, el s-a născut astăzi spre veșnicia noastră și a neamului din care a făcut parte. Ideea este că nu știu dacă se va mai naște vreodată vreun Eminescu. Noi îl avem în suflete, îl avem în cărți, îl avem în manuale. Ar trebui să-l respectăm, ar trebui să-l iubim, pentru că Eminescu este patriarhul limbii române. Lui se datorează limba română literară. De la el am învățat să cântăm doine, să cântăm sonete, să ne încânte elegiile. Am învățat să trăim în mijlocul naturii, am învățat să ne bucurăm, pentru că viața este scurtă și el a dovedit acest lucru, dar într-o perioadă de timp foarte, foarte scurtă a făcut lucruri în așa fel încât și astăzi el este în conștiința și în sufletele noastre. Suntem bucuroși să mulțumim totodată, pentru că în general omul, în momentul în care se roagă, știe doar să ceară. Noi o să începem invers. O să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat, pentru faptul că suntem astăzi aici. Și abia după aceea o să ne rugăm împreună pentru ca Doamne, Doamne să fie alături de noi și să ne mai dea posibilitatea să facem astfel de momente deosebite. Mulțumim școlii gimnaziale Sascut și implicit școlii gimnaziale de la Pâncești, care ne-au pus cu foarte mare generozitate acest spațiu la dispoziție. Mulțumim invitaților noștri speciali, domnului primar, noul primar ales al Sascutului, domnul Răuță, domnului viceprimar al Sascutului, care ne onorează cu prezența dânsului. De asemenea, am invitat oameni de suflet, care într-adevăr sunt ultra dedicați actului artistic, televiziunea literară, prin domnul Eugen Unguleanu și redactorul șef al televiziunii literare. De asemenea, ne bucurăm pentru faptul că organizatorii noștri, doamna profesoară de limba română, Cercu Gabriela, împreună cu doamna educatoare Sofica Popa, au pregătit pentru dumneavoastră momente speciale, momente de încântare, au adus copii, avem alături de noi tinerețea, ceea ce înseamnă că din start o să ne simțim bine. Să știți că sufletul nu are vârstă, indiferent că avem 70, 80, 90 de ani, putem simți ca la 20 sau fiind de 20 de ani, ne putem simți ca la 80. Haideți să fim tineri, să fim frumoși, să celebrăm astăzi poezia, să ne amintim de Eminescu și, bineînțeles, partea a doua manifestării după sărbarea lui Mihai Eminescu o să fie tripla lansare de carte a prietenii noastre Maria Ileana Tănase, care, din respect pentru Maria Tănase, și-a adăugat în numele pseudonimul literar și Ileana, numele mamei, tocmai pentru ca să nu o confunde cineva cu marele rapsor popular, Maria Tănase. Astăzi Maria Tănase lansează 2 cărți. În momentul în care o sosească acel moment, o să dezbatem lucrurile așa cum trebuie. Vă mulțumim încă o dată pentru că sunteți astăzi aici. Sunteți frumoși, sunteți deosebiți, suntem oameni cu toții și în jur deja se simte o mare de bunătate. Vă iubim! Domnilor profesori, dragi colegi, astăzi, școala noastră este îmbrăcată în haine de sărbătoare. Deoarece această zi, de 15 iunie, are o dublă semnificație. Împlinirea a 127 de ani de la trecerea în neființă a marelui poet Mihai Eminescu și lansarea celor 3 volume de poezii a doamnei Maria Ileana Tănase. Și cum aceste evenimente nu puteau trece neobservate, noi, elevii școlii gimnaziale Pâncești, de la cei mai mici la cei mai mari, ne-am pregătit, cum se cuvine, cu un scurt program artistic. Așadar, cum prioritari sunt cei mici, vă rugăm să le acordați atenția cuvenită copiilor coordonați de doamna educatoare Popa Sofica.
partea mea, drag, lumină și multă iubire. Cum în poezile doamnei Maria erau poezii foarte frumoase cu satul, cu satul pe care nu poate să-l uite, cu tradiție, cu bunica, cei de până obiceiuri, cu plecau, cu bușorul, cu colindul. M-am gândit că lângă cei de două poezioare dedicate acestei zile frumoase ale lui Mihai Eminescu, să cântăm și două cântece, să le amintim Doamnei din tradiția dansurilor cânceștene, dar două dansuri care acum se cam uită. Dar Leanca și Păricica nu se mai dansează, nu se mai cântă, sunt mai grele și se cam uită. Așa că noi, cu trupa noastră micuță, un pic să vină la mine. S-a dat să-i dăm cinste zilei lui Mihai Eminescu și tot poezioare în cuță să nu părătim din cuțile voastre prea mult. Yeah!
și cine se bătă cu gălata de cuturoșanii. Merg mai repede pe limba și dansurile să le învățăm să nu le uităm. Mulțumim pentru... Vom continua creația Ionestiană prin voarele lor de la clasa pregătoare, coordonate la una învățătoare cu Nicola Buca. După care, elevii clasei întâi ne vor surprinde cu talentul actoricesc, interpretând un fragment din scrisoarea a treia, doamna învățătoare Valerica, imprimându-le spiritul național. Fierbă, vin în cupe, spune-te pocarul. Dacă fii în mâna tăi, astele nu trăiesc, căci rămâne stâncate și mare valul dulce România, asta îți doresc. Vis de răzbunare, negru ca mormântul, spada ta de sânge, dușmanul fumecând. Și deasupra iedrei fluture cuvântul, visul tău de glorie, falnic triumfând. Spună lumii large, steaguri tricolore, spună ce-i poporul mare românesc, când se aprinde sacrul candid, dai fulgoare, dulce România, asta ce doresc. Raiului ceresc. Tu îl strâmbi în brațe, tu îi fata, dulce românie, asta ți-o doresc. De tână rămânească, mamă cu amor, fii să străiască, nu mai în frăție, ca noapte stelor, ca zilei somn. Viața este glorie, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de fală și mândrie, dulce România, asta ți-o doresc. Este rău. Ce zic? Aveam copilul ce te lege, dar este rău. Ce te lege copilul? Ne scuzați, i-a venit la copilul din cauza. Mulțumim, Olga! Thank you.
De asemenea, elevii clasei a patra vor continua programul. În același tonuri, sub atenta supraveghere a doamnei Aurica. Da un semn deschise cale și se apropie de col, umărând, atât de simplu, după folgă, după col. Să-și Mircea! Da, împărate! A venit să mi te închid de nu schimba ta coronă într-o ramură de spini. Orice când ai, împărate, și oricum vei fi sosit, cât suntem încă pe pace, o zi bine ai venit. Îți prepar de închinări, însă, Doamne, să ne ierți, dar acum vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți? Ori vei vrea să faci doar să te dea cu mata cale, să ne dai un semn și nouă de mila Măriei tale. Ori vei vrea de-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroșule unuce, toate de pace, de război. Cum când lumea mi-e deschisă, privi gândești că pot, ca întreg ori odmanul să se petrece din ciot? O, tu nici nu visezi, bătrâne, câți în cale mi s-au pus. Toată floarea cea vestită întregului a pus. Tot ce stă în umbra crucii, împărat și rei se adună să dea pe curaganul de caz de semilună. Și de cum am vijelie, tu te aperi cu-n toiac și purta de biruință să mă apedic de un moșneac? De moșneac, da, împărate, că-și mai neagul te privești, nu-i om de rând. El este domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajung să ne cunoști, nici ca dumneavoastră să nege spumecând a tare ochi. După vremuri mulți veniră, începând cu acel oaspe. Ce din vechi se pomenește cu darea lui Staspe. Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamă. Dar ce e tot ce mișcă în țara asta? Râul, rau, mi-e prieten numai mie, iar ție dușmani este. Dușmanii vei fi de toate, fără a prinde chiar de veste. N-avem oști, dar iubirea de moșie e un zid, care nu se înviorează de-a ta faimă, baia zid. Hai, se. Oh, my God.
adesea anul trecut, mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce strălucea, privi atât de des, o lume toată înțelegea, tu nu m-ai înțeles. Pe lângă plopii fără sos, adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce strălucea, privirea cât de des, o lume toată înțelegea, tu nu m-ai înțeles. O lume toată înțelegea, tu nu m-ai înțeles. De câte ori am așteptat o șoaptă de răspuns, o zi din să mă lăsa să mor la marginea mării, să fie somnul lin și cotul aproape, pe tinsele ape sau în cer senin. Mai am un singur dor. Pe tramătul de frunze
Plăscuța Maria Gheorghe. O plăscuță se visa mare artistă, iar nunciul apei teatru televistă. Dar când a auzit-o șarpele joviat, în mare grabă s-a îndreptat spre mal. Galant s-a oferit să o acompanieze. O rățuș ca și un pison aștepta un găgulon să deschidă parte poarta și să vină cu răzidata. Cât să nu merg până la noi, au zbugit-o printre noi. Fără să băgăm de seamă, au pornit și o alarmă. Pisonul cam jucăuș s-a ascuns într-un lăuș, iar rățușca crăcănată s-a ascuns după lopată. O rățuș ca și un pison. De Maria Tănasă. Și-am văzut aseară gâză ce s-a așezat pe frunză, neștiând efect să zboare, ea s-a cuibărit pe floare. Iar pe floare buburuză, ce credea că este muză, s-au plăcut dintr-o privire și s-au gândit de-o întâlnire. Buburuza cea navetistă se credea mare artistă, dar s-a potmălit în zori prin polenul alte flori. Elevii claselor a șasea și a șaptea, după o lecturare atentă a creațiilor lirice, vor recita poezii reprezentative, pline de cantoare. Am nevoie de aer, am nevoie de un foc, de un alt fel de foc, cu lemne din plopii lui Eminescu. Am nevoie de soare, de lună, furtună, de zi și de noapte, coasturi și chip de iubire, am nevoie. Dar, cel mai mult, am nevoie de tine și o mare de iubire. Am nevoie de aer, am nevoie de un foc, cu lemne din plopii fără soț. Am nevoie de iubire. Nedumerire. Sunt puțin nedumerită, roza mea e înflorită. De ce e așa grăbită? O fioare îndrăgostită, sus pe garde bogoțată, ca să o vadă strada toată. Se alindă către soare, parcă era pețitoare. Roza mea, iubită floare, te gândi de sărbătoare, de te vede cum flăcău, va veni pe capul meu. Roza mea, te-și întreba, eu cred că a spus ceva. Spune-mi dacă a trecut cineva ce ți l-am spus. A întrebat cumva de mine, spune-mi floare minunată, floare mândră între flori, de ce ești o secretoasă? Roză, floare de amor, ești floarea ce poartă dor, stai mândră la butonieră, ca regina pe alt tron. Roză, floarea mea divină, am un dor fără de leac. De ce sunt nedumerită? Oare va fi putință? Mă rog la Dumnezeu să te mai visezi și voi. Unde ești, copilărie? Cu ulițele de sală, îngropate din de ploaie, cu nori de col pe timpul cal. Unde ești, copilărie? Cu grădina ta de flori, iasomie și zambile, margarete și bujor. Unde ești, copilărie? Cu ograda cea frumoasă, orătănii și cățelul, ce ne așteaptă la joacă. Unde ești, copilărie? Floare rară între flori, oare va fi cu putință să te povestesc vreodată? Te iubesc, copilărie, raiul meu cel fără de leac. Și mă rog la Dumnezeu să mă țină sănătoasă, să te pot visa mereu. Tatăl meu, te vizită doare frumoasă, iar ochii v-au mirat ca pe mireasă. Pașii m-au purtat de pasul, dar ai rămas, locul unde vă face cu mare dragoba. Am străbătut multe mereazuri din viață, dar aici este o grada și casa părintească, anii copilăriei și primele clase de povață, oamenii nimoși, în toate se prososească. Astăzi m-am întors la tine să tucurmă, dar recunosc, dorul m-a apăsat mereu. M-a purtat acasă unde am găsit teme, aici am rădăcinile și cimitirul bunicilor mei. Chiar dacă viața mă ține uneori departe, sufletul te prețuiește ca pe ceva aparte. Frumosul meu sat, rămâi locul de povești și-ți mândră că m-am născut la Pălciști. Nevinovată iubire, am trimis la tine vântul, fălnădor din depătare, și nu știu dacă în cuvântul se va destrăma într-o alinare. Așa ne-a fost iubirea scrisă, ca să trăim fără de cutume. Așa o aștept, ne-a fost prezisă și ne-a găsit pe un hotar de lume.
îți ridic pe o frunză călătoare, sărut un trepetare de trandafiri, să simți parfumul clipei ce doare, căci toamna înfloresc nevinovate iubiri. De va veni la tine vântul, de va veni la tine vântul, purtând povestea mea amară, jelitul lui să nu te înfrângă, mustrarea lui să nu te doară. Nu-i vina ta, așa e scrisă, nevilostiva legea firii, sărutul otrăvit al brumii, omoară toamna trandafirii. Și cine s-ar opri să plângă, o frânză vește de încărare, când codri freamătă alături și râde răsărit de soare? Te-am rugat să pleci, te urmăream de-a lungul molat de cicoteci. Când ai ferit la capăt prin tifoi, nu te-ai uitat odată înapoi. Ți-aș fi făcut un semn după plecare, dar ce e un semn din umbra îndepărtare? Vreau să pleci, vreau și să rămâi, ai ascultat de gândul cel din tâi, nu te oprise gândul fără glas, de ce ai plecat, de ce mi-ai fi rămas? De-abia venise. De-abia venise și se întâmplase, să nu-ți poți spune o zi înainte, când două umbre cam fosforoase au dezlegat o seamă de cuvinte. Era trifoiul prea călcat și răsfirat, dar ai pășit cu pas grăbit în soleil, fără să crezi cuvântul meu curat, chiar dacă ți-a picat ca un toren. Am vrut să rămâi, am vrut să pleci, chiar dacă și astăzi mă răscolești, știam că vei reveni pe alte poteci, căci dorul te macină și mă iubești. Ansamblul folcloric Bulerul din Păcești, coordonat de doamna profesoară Sandu Ionela, Popa Gheorghe și Leontea Diana, vă aduce pentru câteva momente în lumea frumoasă a satului românesc, prin câteva cântece și o suită specifică zonei. Să-i ascultăm! Care spunea că veșnicia s-a născut la sat. Parafrazând poetul, îmi place mie să spun și mă repet de câte ori am ocazia, spunem noi că anii trec se duc, iar noi devenim mai buni, mai iertători. Copiii sunt precum florile, care pe lângă lumină și căldură au nevoie de foarte multă dragoste. De aceea, astăzi, în mijlocul dumneavoastră, am adus acești minunați copii, pentru că noi ca ei am fost, ei ca, ei, ca noi vor fi. Așadar, cred și o să încercăm ca pentru câteva momente să aducem în sufletul dumneavoastră acea oază de lumină, acea pată de culoare, care se regăsește în motivele florale acestor minunate costume naționale, care le-am putut achiziționa printr-un proiect cu ajutorul Consiliului Local și suntem mândri că putem promova folclorul autentic românesc din zona Sascut. Așadar, o să dăm curs la programului nostru, să nu aveți emoții, să cântați cum știți voi mai bine, că vă sunteți cei mai mari, da? Mult succes! Bădița flori, bădișor, bădița meu, iar sunt mici și cu jor, bădișor.
te știu în pumșor. Sus, lună, jos, delitor și jări. Când ți-o fi dimineșări, tova faci mei, tova faci mei. Sus, lună, jos, delitor. Sus, lună, jos, delitor și jălit. Sus, lună, jos, delitor și jălit.
folclorii Mucureanu. Copiii mai rămâneți cu noi, pentru că sunteți frumoși, talentați, deștepți. Și vreau să mai precizez faptul că astăzi, în mijlocul nostru, pentru că la strădania acestui ansamblu, în culise e o muncă imensă aici, de partea frumoasă, știm cu toții, la fel cu domnul Mucureanu, domnul redactor de visiune la Favorit, noi am fost invitați la Brașov, am avut o filmare cu ansamblu, domnul ne cunoaște. Suntem copii care am participat ansamblu, care au devenit festivaluri naționale, internaționale, unde am venit cu premii mari, deci nu am venit doar așa cu dragul de a participa. Și asta se datorează muncii unui întreg colectiv, amintesc pe domnul învățător Lupa Gheorghe, care astăzi l-a militat, dar din motive personale nu a putut ajunge, nu avea, a avut și o operație chirurgicală, îl așteptăm cu mare drag în mijlocul nostru. Să ne ajute, să, pentru că e foarte multă muncă, mă repet. Copii, mă bucur că astăzi nu ne-ați făcut nici astăzi de rușine, cum vă spun eu separat. Mulțumim părinților, mulțumim cadrelor didactice care mi-ați înnominat sufletul astăzi, văzându-vă în mijlocul nostru, pentru că e mare onoare și plăcere să avem în mijlocul nostru pe dumneavoastră. Și vă mulțumim încă o dată că ați putut participa. Mulțumim frumos, doamna învățătoare Ionea, mulțumim din suflet, sărmâna. Ce să vă mai spun, doar că vom derula programul pe care astăzi ne-am propus, o să trecem la partea a doua, nu plecați, pentru că doamna scriitoare, doamna Maria Tănase Sandu, are ceva să ne, pentru că are și numele, coincidență, numele meu de căsătorie, dorim să vă mâneți într-un minut, să aveți amintire la doamna, după care puteți rămâne cu noi sau uniți în pătretrat. O secundă. Thank you.
De la noi, cea mai mare dușmană al nostru este timpul, pentru că nu ne ajunge. Însă astăzi o să le grăbim în așa fel încât să mulțumim cu toată lumea. Mulțumim frumos, doamna Maria, că ați avut plăcerea și v-ați întors la vatra satului. Cu siguranță astăzi ați simțit toți pașii pe care îi făceați către școală și înapoi. V-ați revăzut cadrele didactice, colegii, părinții, rudele, într-o altfel de activitate, nu așa cum obișnuiați noastră de altfel. Ne bucurăm că ne împărtășiți din ideile dumneavoastră și că și cu siguranță copiii noștri și noi vom parcurge aceste trei minunate cărți și vă provocăm să mergeți mai departe, să nu vă opriți aici, pentru că sunteți un om talentat și e păcat să nu ne împărtășiți din ideile dumneavoastră. Din motive de timp, dacă ne permiteți, noi avem la inspectoratul Sărmântul, să ascultă doamna inspector de la învățământul primar și domnul primar este invitat acolo. Noi, dacă ne permiteți, să ne cerem scuze, o să ne retragem, dar dacă domnul primar dorește dumneavoastră... Da, o să spun dumneavoastră ceva și dați cuvântul, că ne retrage și începe treaba. Da. Vă mulțumim frumos și felicitări pentru activitate. Da? Vă pup. Să dau premiile de inspectoratul general la Sascud. Și nici visul nu-i întâmplător, că azi noapte am visat așa ceva puțin, dar aceea cu 20 de ani am și o imagine mai tristă, cam mâine e fenomenul mai dureros pentru mine. Am rămas pe acea imagine și fericit pe ei mici, mijlocii și cei mari, pentru ceea ce face pentru noi, pentru comunitatea sfântă. Fericit în primul rând pe nepoțelul lui Ghiță Popa, că domnul învățător a depus mare efort și dorim pe această cale multă, multă sănătate, pentru că știu că are nevoie. Și nu era dumnealui în măsură să refuze, dar starea de sănătate o cunoaștem și chiar am să merg după mează până dumnealui. În legătură cu Maria Tănase, trăim aici Ileana, o cunosc de mult timp, chiar de mult timp, cred că vreo 35-40 de ani. Din ce să-i spun? Din vedere, să precizați. Nu, 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 ați rămas... Da, din vedere. Din vedere. Rămân profund impresionat pentru că a ajuns la a treia carte. Intenționează să o scoate și pe a patra, iar pe a patra nu o să o mai fac așa aici, într-un cerc restrâns, pentru că este o mândrie pentru noi, pentru comună. O să facem un cămin mai organizat, și acum a fost foarte bine organizat. Felicit profesorii, învață copiii, iar pe dumneavoastră, ce să spun, dacă e nevoie de vreo sponsorizare personală, că am văzut aici, prin cărți, câteva filme, dar mai mult decât să-mi reveniți la noi de câte ori este nevoie. Aștept să vă și pentru noi, pentru Comuna Stețul Mândriei, vă felicit încă o dată pe domnul Ungureanu și pe domnul Cornelu să mai vină pe la noi. În legătură cu dumneavoastră, vă mulțumesc pentru că ați ajuns la concluzia că mai credeți încă unul mai în vârstă și vă promit că o să rămân același neaneru care mă cunoaște și cei care mă știu mai bine și cei care mă știu mai puțin. Vă mulțumesc că existați, vă urez succes și dumneavoastră și la copii și multă sănătate. Mulțumesc! Nu mai este să ne
Din toate punctele de vedere și din ce am tras eu niște concluzii lucrând cu Maria la cele trei cărți, este un om care, în primul rând, știe ce vrea și, în al doilea rând, este un om de o modestie extraordinară. Un om care știe menirea, știe rostul, acceptă sfatul, este deschisă provocărilor, e un prieten adevărat, un om adevărat. E o bucurie să o ai pe Maria în preajmă. Dacă eu am încercat în aceste trei cărți, sau prin aceste trei cărți, Maria, să le edităm, discutând toate aspectele legate de aceste cărți. Pentru mine, cel mai mare câștig de cauză a fost că am mai dobândit un prieten. Un prieten adevărat, un prieten deosebit care este Maria. Vreau să vă spun că reprezint editura și revista Armonii Culturale, care din 2011 nu face altceva decât împlinește vise. Iată, îmi pare foarte bine că am mai împlinit niște vise, trei, doar trei ale Mariei, trei deodată. Ceea ce înseamnă că ne motivează să continuăm, să mergem mai departe, să împlinim vise, să fim aproape de românii de talent, să dăruim zâmbete, să efectiv să ne bucurăm pentru că suntem oameni. Și, așa cum spunea doamna directoare, pentru că suntem oameni, trebuie să învățăm cu vârsta, să fim mai buni, să fim mai blânzi, să fim mai calzi, pentru că, așa cum, după cum știm, pentru fiecare viață are un punct terminus, de la care, practic, nu se sfârșește totul, ci începe altceva, în funcție de ce am făcut aici, vom face și dincolo. Mi-am permis să pun o întrebare retorică. Poezia se numește Din noi ce mai rămâne. Este poezia pe care o dedic lui Eminescu și o dedic și prietenii mele, Maria Ileana Tănase. Este printre primele poezii pe care le-am scris, așa că dacă veți mai auzi ciocul de geam căzând pe jos, să mă iertați. Din pana aspru ascuțită de o idee,
și adesea îmi iadă lacrima de sânge, izvor de patim și simțiri în curcubeie. Te întreb pe tine, Doamne, ce rămâne? Cea din frumusețea florii miresmate, cea ei nectar și-l pune zălocuierii, și din cuvintele ce se rostesc acum, spunându-și dorul nerostit pe o clipă, purtate de un înger vis pe o aripă, te întreb pe tine, Doamne, ce rămâne? Din verdele cel pur al unei frunze, sau din aramă ei copil metamorfoză, pătrunsă de culoarea dintr-o roză, din răsăritul sau apusul dintr-o floare și din neobosite stele cărătoare, te întreb pe tine, Doamne, ce rămâne? Din fada umbra omului ca vis, din pana îngerului vieții, ce aripile își poartă în paradis, din frumusețea mării de alabastru, din glasul merlei cel măiastru, din pletele domniței alinte al Izeu, din ochiul nopții, dintr-un curcubeu, te întreb pe tine, Doamne, ce rămâne? Din amintirea ce adesea e rană, din lacrima ce curge în marea dintr-o cană, din fericirea omului ce nu-i nici clipă, dintr-un vlăstar ce în dorul lui se înfiripă, din varurile de simțire ce pinesc de tumult, din ochii mamei ce vântul îl pătrund, te întreb pe tine, Doamne, ce rămâne? Din glasul pruncului ce strigă vieții, din firul ierbii prins de griul ceții, din vârful muntelui cu stâncile abrupte, din stropii ploii cu marame rupte, din crinul cel ales cules în palmă, din bunătatea cea depus la rană, te întreb pe tine, Doamne, ce rămâne? Din versul scris adesea cu sudoare, care își cânt un stih cu jale mare, și din vitraliile în suflet azidite, din clipele de materiu nefericite, din cosmicele gânduri ieri dictate, când iris sidelat cu lacrimi colorate, ce luminează frământările cetății, din zâmbetul sublim al stelei nopții, te întreb pe tine, Doamne, ce rămâne? Dar nu răspunde, Doamne, căci e greu, iar tronul tău de aștri bătut de Alizeu, din cerul tău mărit, pictat în serafim, de îngerul celest al versului sublim, totuși, te rog de vrei, răspunde mâine. Dar din noi, Doamne, din noi, ce mai rămâne? Aceste trei cărți pentru mine au fost, așa cum spuneam, o bucurie deosebită, pentru simplu fapt că am putut vedea culorile unui suflet. Maria are foarte multe culori în suflet. Este un om colorat. Sufletul ei poartă pe valuri de poezie, poartă tristeți, poartă bucurii, poartă împliniri, dezamăgiri, frustrări, dar poartă foarte multă blândețe și foarte multă noblețe. Sufletul Mariei este predestinat pentru a izvorâ din el poezie. Pentru Maria, poezia este însăși rațiunea ei de viață. Trăiește, cel puțin începând cu aceste trei cărți încolo, pentru a scrie poezie, pentru a șterne pe colile albe de hârtie gânduri, nu neapărat cele mai colorate, cele mai roz gânduri, ci uneori chiar și gândurile gri, pentru că viața este făcută din culori, da? Uneori suntem roșii ca focul, alteori suntem albi ca și varul, uneori suntem negri ca pământul, alteori suntem galbeni ca spicele de grâu în soarele de la amiază. Pentru mine aceste trei cărți au însemnat o muncă destul de laborioasă, o muncă destul de productivă, ca să spun așa. Așa cum spunea, Maria știe ce vrea, întotdeauna a pus punctul pe I, eu am încercat să-l mut pe J, ea l-a dus înapoi pe I și tot așa. Până la urmă am ajuns la un consens. Aceste trei cărți, din punctul meu de vedere, și nu pentru că sunt editorul lor și nici prietenul Mariei, sunt niște bijuterii. O să le vedeți, ele și arată ca niște bijuterii, dar poezia din ele, ea însă și este o bijuterie. Ce să vă spun? Genurile, stilurile literare pe care Maria le adoptă, și doamna profesoară de română, Cercu Gabriela, de aici poate să-mi dea dreptate sau nu, este divers, este variat. Maria este când romanțioasă, când elegiacă, da? Poartă pe aripile dorului ei când nostalgia, când dorul depărtărilor. Știe să adune versurile în poezie clasică, cu rimă, cu rit, cu măsură, cu melodie, în așa fel încât foarte multe, sau cele mai multe din poeziile Mariei, o să vedeți că ele cântă, dar pot fi cântate. Eu de multe ori am spus,
pentru că Maria este o romantică, poezia ei o să fie cândva cântată ca și o romanță. Poezia aceasta, Pe unde ești, este deja pusă pe note. Da, este deja pusă pe note, Maria. Sufletul tău este o întreagă simfonie și asta a făcut Maria prin faptul că mi-a trimis această imagine cu note de toamnă, să o pun pe coperta, pe coperta celui de-al treilea volum, la care Maria s-a gândit la ceva, la altceva decât a făcut până în aceste două volume, și anume, ea este un om care gândește mult, un om care simte mult, un om care trăiește, așa cum probabil fiecare dintre noi trăim, dar ne bucurăm mai puțin de adevăratele bucurii ale vieții. În așa fel încât Maria scrie și mici aforisme, niște lucruri pe care toți le recunoaștem ca fiind ale noastre, dar n-am îndrăznit niciodată să le rostim. Maria le-a rostit. Și atunci este așa, ca să nu rămână aruncate undeva printr-un raft, cel mai bine, hai să căutăm o imagine adecvată pe care să fie scris acest aforism de fiecare dată și să le inserăm în carte. A avut pentru cărțile ei imagini color. Să știți că toate cărțile Mariei, în afară de asta, deci aceste două, sunt ilustrate de oameni cu adevărat deosebiți, de pictori de mare talent, care au dat prin contribuțiile lor cărților un plus de culoare și un plus de savoare. O să le vedeți, merită. Le aveți în carte, îmi scap cu numele lor, dar nu sunt atât de importante, că arta. Așa. Maria chiar a achiziționat un tablou din care, pe care a ținut morții să-l insereze pe carte, dacă nu mă înșel, pe Iubirea cu suflet Marie. În toate cărțile Mariei Ileana Tănase, iubirea este cuvântul de bază, cuvântul de ordine. O iubire nu neapărat generală, ci o iubire particulară. Maria nu știe să iubească la general, ea iubește în particular. Iubește floarea, iubește crinul, iubește copacul înflorit, iubește apusul, iubește răsăritul, iubește omul, de ce nu, cel care a fost, da, sau se iubește pe ea, pentru că un om care se iubește pe el trebuie neapărat să și rămână ceva în urma lui, și Maria, iată, după Maria va rămâne și vor rămâne multe lucruri frumoase, își iubește familia, își iubește copiii, își iubește satul, iubește faptul că are o viață nouă, alta decât a avut până acum, da? Pe care ea o construiește încet, pas cu pas. Așa cum spuneam, cuvântul de ordine este iubirea. Peste tot și în toată cartea veți vedea cuvântul de ordine iubire, iubite, iubito, sunt acolo. Eu am selectat doar spre ilustrare. Veți citi poeziile Mariei și fiecare percepe poezia în felul lui. Poate pentru mine are un înțeles, un rost, pentru dumneavoastră are cu totul altul. Am ales doar trei poezii pe care să vi le citesc. Nu sunt lungi. Maria nu scrie foarte mult vis-a-vis de poezie, scrie exact cât trebuie, pentru că, în general, esențele mici, dar se țin în sticluțe mici. Da? N-are rost să facem mai mult, să spunem mai mult decât trebuie vis-a-vis de ceea ce simțim. Spunem doar ce simțim și atât. Una dintre poezii este Oasta ta. Are doar câteva versuri. Este a doua poezie. E a doua poezie. Mie mi-a plăcut foarte tare pentru că este foarte hotărâtă să spună cine este ea de fapt. Și veți vedea. Nu-ți fie frică de praful de sare. Nu-ți fie frică de mister. Am să te duc dincolo de zare, o să te am în marele etern. Nu-ți fie frică de o femeie, e ca și cum ai dezertat. Soldat cu ram de nebunie, sunt oastea ta. Din al doilea volum, Iubirea cu suflet martir, pe care Maria l-a reeditat împreună, a ținut morțiș să-l reedităm, este un volum deosebit. Așa cum spuneam mai devreme, Maria este poeta iubirilor, a iubirii în general. Foarte multe lucruri în viață se caută. Însă pe foarte puține lucruri cu adevărat le găsim. În schimb, nu atât găsirea, aflarea acelor lucruri este importantă, cât faptul că le-am căutat. Măcar ne-am obosit. Maria caută și spune așa. Te caut în primăvara din toamna mea târzie, un anotimp de poezie. Cu tine s-au trezit
încântat simțurile amorțite și am cules toate visele căzute cu frunzele ruginite din copacul Tudor. Te caut, dar mă găsesc pe mine, mereu mai plină de tine. Te caut în clipele de dor care mângâie trupul și mă îngrop în dorința din gândurile tale. Te scurg fir cu fir prin vene, ca un nisip din clepsidră, apoi te adun în lumea trăirilor mele. Te caut prin antice gânduri și labirinturi cu vise, iar uitarea niciodată nu poate să ne atingă, căci dorul și simțirea se mulțesc cu doi, chiar dacă e un silențiu zgomotos, tăcerea din noi. Felicitări! Și bineînțeles, din note de toamnă, pentru că Maria are un moto, acest volum are un moto foarte frumos care îi aparține, orice, la orice ne-am gândit, ne putem gândi atunci când spunem simfonie, mai puțin la frunzele toamnei, care căzând pot deveni o simfonie. Iată ce spune Maria, dacă toamna ar desfrunzi note, ce simfonie! Foarte frumoase sunt toate, dar am să citesc chiar note de toamnă, care poartă același motto pe care îl are și volumul. Miroase toamnă și în toate a pătruns, iar în timpul meu prin riduri s-a ascuns. E atâta ruginiu în jur și crepitul promis, prin vânt în mantie de seară l-am trimis. Frunzele și-au rămas bun, dar se întrec să-și jure credință că o să revină îndrept. Te îmbrățișez în gând, amintirea-ți petrec, depărtarea suspină și nu pot să o accept. Nici timpul flămând nu pot să-l înduplec, să întoarcă anotimpul nevinovat ca sosie. Dar e prea târziu, din iarna ta să mai plec, îți sunt cerul senin dintr-o toamnă zurie. Dar cu fiecare anotimp te stric și aștept, la toate frunzele voi găsi un nou concept. Dacă toamna ar desfrunzi note, ce simfonie, pe care aș concerta-o, iubitule, doar ție. Vă mulțumesc, nu vreau să monopolizez discuțiile pe care vor avea loc vis-a-vis de cărțile Mariei. Cred că am spus esențialul. Când spun Maria Ileana Tănase, spun iubire, spun prietenie, spun loialitate, spun adevăr. Când spun Maria Ileana Tănase, spun foarte multe lucruri și toate sunt frumoase. Pentru mine, ca și om, a fost încă o dată, o spun o bucurie că te-am întâlnit, Maria. Îți mulțumesc că ai apărut și în viețile noastre, din nou, așa. Așa cum spunea cineva, Dumnezeu pe cei pe care îi dorește împreună, găsește o cale să îi reunească. Iată, ne-a reunit aici pe toți, tocmai pentru acest motiv. Felicit încă o dată din suflet pe părinții Mariei Ileana Tănase, care sunt doi bătrânei super, super, pe care îi iubesc. Sunt oameni extraordinari. Mătușile Mariei care sunt în sală, rudele care sunt în sală, prietenii, noi toți, vecinii, colegii, da? Îi mulțumim domnului Eugen Andrianu pentru că a acceptat provocarea noastră de a fi aici cu televiziunea literară și domnului redactor șef. Îi mulțumim în mod special doamnei profesoare Cercu Gabriela și doamnei Sofica Popa, două doamne extraordinare cu foarte mult suflet, care au pus foarte mult suflet ca toate lucrurile de aici să se întâmple bine și frumos. Eu, ca și Julian, la o zbălicură de băț în distanță de Vâlcești, vă promit că dacă mai aveți nevoie de mine și vă face plăcere, o să vă mai vizitez ori de câte ori o veți spune. Vă mulțumesc și încă o dată, Maria, felicitări pentru tot ceea ce ești ca om, ca poet, mulțumesc. Ca și copil. Mă bucur. Ne-am cunoscut din vedere acum vreo 10 zile, maxim, nici nu știu. Da, acum 10 zile. Deși am vorbit 3 luni la telefon. La telefon, da. Vorbește domnul Ungureanu? Da, dacă dorește domnul Ungureanu să ne spună câteva cuvinte. Da, așteptam cu emoție momentul în care voi spune și eu câteva cuvinte. Eu, în general, nu cred în coincidențe, dar un întreg șir, o salvă întreagă de evenimente, iată că au făcut o posibilă prezența noastră aici, împreună cu redactorul șef al televiziunii literare. Este o televiziune românească, este un brand românesc, putem spune așa. Și vreau să vă spun că publicația Armonii Culturale este deja un partener a noastră, este
prin reprezentantul ei un mijloc de a cunoaște sau de a reveni, mai bine spus, aici, în zona unde a făcut liceul, la Sascut. Și pe de altă parte, dacă tot vorbeam de acele lucruri mici, dar importante pentru mine, care înseamnă coincidențe, dar plătute, pe scena Casei de Cultură din Adjunct m-am lansat ca artist, făcând naveta de la Sascut la Adjunct. O să vorbesc câteva cuvinte și cu permisiunea dumneavoastră o să spun tot Maria, să fim mai apropiați, pentru că ne leagă lucruri comune, muzica și scrisul, care sunt împreună, să spunem, o comoară pentru noi cei care iubim arta în general. Dar asta spre final o să vorbesc despre Note de toamnă, pentru că este cartea care m-a impresionat cel mai mult, pentru că are, în primul rând, coperta aceasta atât de sugestivă legată de domeniul muzical. Dar vreau să spun că numele Tănase este un nume cunoscut, soția mea, numele ei de fată este Tănase, este din Bălcuța. De asemenea, un coleg de clasă de-al meu mi-a adus repede aminte, Tănase Eugen. Și Bărâneau. Din Pâncești. El era cel, vorbeam cu domnul primar mai devreme, că pânceștenii erau cei mai activi în școală, ei spărgeau geamurile, ei făceau scandal, dar erau copilării ale noastre frumoase, pe care, sigur, poate la un moment dat le voi pune și eu într-o carte de amintiri. De asemenea, mi-aduc aminte de Cristina Onea, colega mea, care o domnișoară superbă, o colegă deosebită, a lucrat... Păi tocmai de aceea am precizat și am vrut să vă reacția ca om de televiziune, așa. Am fost colegi și la... Eu eram fotograf și dânsa era secretară. Dar, trecând peste aceste chestiuni de legături, vreau să vă spun că Maria are o mare putere de a aduce în cărțile ei metafora. Reușește pe deplin să vină cu metafore noi, să vină cu sensuri noi pentru... și ne gândim în același timp cei care mai cochetăm cu scrisul, pentru că și eu am zis că i-am promis domnului redactor șef că la un moment dat o să scriu și o carte de poezii, deși poeziile sunt deja scrise, dar trebuie adunate de prin sertare, de prin televiziunile pe unde am fost și să le predau pentru publicare. Aceste metafore vin ca o surpriză pentru noi. Eu cred că este un element definitor pentru creația Mariei, prin faptul că ne-am gândit de multe ori, să știi că și eu știam lucrul ăsta, dar uite că eu nu l-am scris. Eu n-am, așa cum spunea colegul nostru, noi n-am avut curajul să ne punem pe coala de hârtie. Sunt metafore care vin dintr-un personaj extrem de sensibil, romantic, un personaj care dăruiește, este deschis față de publicul cititor și reușește în același timp să ne aducă încă o dată în față toți anii pe care i-am petrecut într-un loc sau în altul. Desigur, venirea acasă este un lucru esențial și mesajele pe care le transmite de multe ori, poate din alte zări, către cei apropiați, către părinți, către familie, către mătuși, către nepoți, către toți cei care sunt aici la Pâncești, reprezintă pentru noi un reper. Și mă gândesc că poate următoarele generații de scriitori vor lua din aceste cărți anumite idei pe care să le ducă mai departe. Am început astăzi cu Elenescu, desigur, un moment impresionant pentru mine. Mi-am adus aminte că fredonam pe vremuri melodiile trupei Mondial. Atât de fragedă, desigur, și toate celelalte critice pe care le-am cântat chiar și la petreceri, da? Și am continuat cu această prezentare de carte alături de cei dragi, vă spun aici, pentru că pânceștenii, atât Mariei, sunt foarte dragi, legați prin familie și prin școală, dar și mie sunt foarte dragi pentru că regăsesc lucruri frumoase aici la Pâncești. De când am intrat, le povesteam
colegilor mei de la televiziune că simt un fior adânc pe care îl găsiți și aici, în aceste cărți. Felicitări, Maria, și să știi că vei rămâne în arhiva televiziunii literare. Mulțumesc tuturor! Doamnei profesoare Cercu Gabriela, care a pregătit un mic material citind cărțile, lecturând. Ochiul specialistului este cel care vede altfel lucrurile, da? Spuneam că întotdeauna profesorul de limba română este un tehnician, da? Care are capacitatea de a vedea cu adevărat valoarea unui lucru. Asta o să ne confirme astăzi doamna profesoară Gabriela. Îi mulțumim încă o dată pentru tot ce a făcut, pentru că evenimentul de astăzi se desfășoară în parametrii mult așteptați. Felicitări încă o dată pentru tot ceea ce face doamna profesoară și vă urăm mult succes în activitate. Mulțumim, însă aș dori să rectific. Nu puteam singură, fără colectivul de cadre. Da, bineînțeles, corect. Și alți oameni în special. Țin să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Este o onoare pentru școala noastră să vă avem alături. Și vă spun că sunt atât de sensibilizată încât parcă tremur din toate încheieturile, parcă mă regăsesc în poezia doamnei și nu numai. Îmi dați voie să citesc cele câteva cuvințele pe care le-am notat răspunind și citind poeziile doamnei, de aceea le-am și insuflat elevilor mei dragostea pentru poezie și am încercat oarecum să analizeze poezia, lirismul acestora. Vreau să pornesc discursul, așa zisul discurs, de la celebrul dicton al lui Marien Heidegger, care spunea că marginile lumii tale sunt marginile limbii tale și asta am încercat cu toții astăzi să realizăm aici. Volumele doamnei Maria Tănase reprezintă o întoarcere la rădăcini, aici, în satul natal Pâncești. Poezia dumneiei este o pendulare între deluric și celest, supusă verbului a fi, pentru că, de fapt, cuvântul, sacralitatea lui, înseamnă dragoste. Iar pentru că dragostea este singura care învinge timpul, vreau să mă înclin în fața cuvântului prin mesajul transmis, prin idee și prin gând. Emoția lirică, gândurile și sentimentele intense trăite de autoare se regăsesc în cele trei volume. Spirit profund și puternic, dumneavoastră face dovada unei reale înzestrări poetice, ce dovedește că realitatea poate oricând deveni sentiment și sentimentul caligrafiei existențială din registrul cărților, nu lipsind ideea de iubire. Astfel, în volumul Iubirea cu suflet de martir, iubirea se constituie într-o singură temă, în care spațiul poetic primește valoare filozofică. Poeta străbate un teritoriu împărțit între tăgadă și speranță și disputat, între trecutul asumat și un incert viitor al sentimentelor. În acest viitor trecut se naște un viguros sentiment al iubirii. Definit sau nedefinit, acest frumos chiar nu poate fi cu nimic înlocuit. Rămâne prețiosul, dar ce l-am primit? Prin iubirea prin suflet mării limos, scrie bine ei. Ideea poetică este continuată în al doilea volum, Focul iubirii din urmă, în care eu liric oferă o gamă de sentimente. Teama se întrepătrunde cu speranța în pulsațiile nesfârșite ale naturii, anotimpurile fiind martore iubirii nesfârșite. De asemenea, poezia capătă note de pastel, doamna Maria Tănase, abordând mai cu seamă anotimpul toamnă. Toamna este dezvăluită prin versurile ce accentuează principiile unei vieți complicate și desdăinuie deodată sentimentele de neliniște, din stropii de ploaie și ruind cuvinte în versuri ce creează cadrul imaginar și sublim al untricului, reprezentativ fiind versul Îți scriu, iubite, cu picături de ploaie. Asistăm la o ploaie de rafale de gânduri, cu strop dens și grei, în parcursuri liturgice și reflexive. Asistăm cu bucurie la o sinfonie, așa și cum spunea și domnul editor, a cuvintelor cântate pe note de toamnă, de un suflet sensibil prin metafore și simboluri. De fapt, poezia doamnei stă la baza multor simboluri, precum și abordând o tematică variată. L-am regăsit pe Bacovia, l-am regăsit pe Pilat și firește mulți autori. Poeziile doamnei se clădesc pe baza amintirilor plăcute sau mai puțin plăcute, în genere, semnalând o notă de tristețe. Citind poemele doamnei, încerc să redevin optimistă. Nu am murit poezia. Din potrivă.
Vin spre noi voci lirice care ne dovedesc că poezia e mai vie, mai prezentă ca oricând. Doamna Maria Tănase este o astfel de voce, proaspătă, ingenuă, de o deportantă concretețe a imaginii, piruietând în regimul suavității sau în acela al unei gravități necontrafăcute, dar cu același fapt, cu aceeași naturalețe a zicerii poetice. O poetă de atitudine și de viitor. Felicitări, doamnă dragă! Dragii mei fii, nu întâmplător poate, părinții doamnei îmi sunt și fii. Fii, da, 50 de ani de căsnicie, de aur. Vă mulțumim tuturor pentru prezența dumneavoastră. De asemenea, îmi pare rău că nu am putut ajunge domnii profesori, domnul Mănăilă, care s-a scuzat că nu poate ajunge dintr-o problemă. Nu putea probleme, domnii Iftimescu, Văduță, Făminăluță, da. Însă, poate acesta este un început, da, și pentru viitor îi așteptăm de la... Cum a precizat și domnul primar, poate la următoarea... Cu siguranță. La următorul eveniment. Vă felicit din suflet și... Și eu mulțumesc mult pentru... Și nu mai așteptăm. Da. Sigur, da. Înainte de a da cuvântul invitaților din sală care vă ședin și să spună câteva lucruri, aș dori să-i dau cuvântul Mariei, să ne spună chiar ea care este de fapt povestea acestor trei cărți, ce lucruri se așteaptă în spatele lor și ce așteptări are Maria de la noi ca și cititori. Te rugăm, Maria. Cam emoție, nu este greu să ghiciți. E firesc, aici la Făncești e mai mult decât un examen. E decât o lansare, e ca un examen al sufletului. N-am să vă rețin atenția foarte mult cu descrierea volumelor mele de versuri. Au făcut-o invitații mei în cuvinte frumoase mai mult decât așteptate. Totuși am să vă spun câteva lucruri, zic eu, esențiale. Viața mi-a purtat pașii departe, uneori chiar foarte departe. Locuri dragi, dorite și visate de mulți dintre noi, dar o singură amintire s-a întors mereu cu minte, un singur loc a revenit mereu în memorie, Păncești. Nu întâmplător astăzi mă găsesc aici, este foarte adevărat că la București se dă ora exactă, dar la Păncești îmi sunt rădăcinile și cimitirul bunilor mei, cum spun în unul din poeme. Astăzi, în prezența dumneavoastră aici la Păncești, a avut loc botezul primului buchet literar, primele trei volume de versuri care au primit botezul, care au fost botezate la editura Armoniei Culturale, o editură la doi pași de Păncești Arjud. Cândva Arjudul era cunoscut ca un nod important de cale ferată, astăzi se identifică prin Armonii Culturale, zic eu, și viitorul va demonstra aceasta. Aș dori să precizez că Arjudul este un orășel mic, dar are 6 cetățeni de onoare, dintre care 4 personalități mondiale. Ion Dichiseanu, Angela Gheorghiu, Emil Bota și Liviu Ioan Stoiciu este vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România. Ce să vă mai... Pentru cineva care scrie, vă explic puțin din cărțile mele, pentru cineva care scrie, personajele există, respiră, sunt și gândesc într-o intimitate împărtășită cu imaginația care îi zămislește. Cu puterea cuvântului vă mulțumesc pentru că ați participat astăzi la sărbătoarea sufletului meu,
O zi memorabilă scrisă în cartea de aur din suflet, a vieții, da? Și aș dori să vă spun că poezia nu este un purtător de cuvânt, ci un rug sacru pe care are sentimente. O spune atât de frumos Nichita Stănescu, sunt cuvintele lui Nichita Stănescu. Eu aș dori să închei cu versurile mele, nu pentru că sunt ale mele, pentru că o să așteptați finalul. Chiar dacă viața mă ține uneori departe, sufletul te prețuiește ca pe ceva aparte. Frumosul meu sat, rămâi locul de povești și sunt mândră că m-am născut la Pâncești. Bravo! Vă mulțumesc că ați fost alături și vă iubesc, vă prețuiesc! În continuare, v-am luat cuvântul doamna Popa Sofica. Întâlnirea noastră de acum un an nu a fost întâmplătoare. Bănuiesc că cineva spus acolo are grijă ca lucrurile să se așeze, să se desfășoare și datorită acelei întâlniri sunt astăzi aici și e mulțumesc foarte mare. Deci tot o coincidență a făcut, e un șir de coincidențe, tot o coincidență a făcut să ne reîntâlnim și apoi să păstrăm legătura, ca apoi să se concretizeze în această zi frumoasă, deosebit de frumoasă. Eu sunt prea mică, nu pot să disec cuvintele. Am citit cu mare plăcere poeziile Mariei, stăteam în hamac și citeam. Și toate sunt una mai frumoasă decât celelalte. Te încântă, te fură, te fură. Și trebuie să mai citești, să mai citești. Și eu nu știu să fac diferența, îmi place poezia, dar nu știu să fac diferența între, să zicem, poezia mama a lui Coșbuc și mama lui Esen. Pentru mine sunt la fel de frumoasă, numai că Esen este foarte cunoscând pe când Coșbuc este atât de mic încât nu se vede în afară. Maria este, atât pot să spun, din emoțiile ei, din cât o cunosc, și cât am vorbit noi atât de mult la telefon, și din ce am citit, Maria s-a deschis ca o floare, ca un boboc în primăvara toamnei. Și a înflorit atât de frumos, atât de puternic, încât se pare că nu se mai oprește și îi doresc să nu se mai oprească niciodată, din ce în ce să rodească mai frumos, mai bogat, ca să ne ostoiască foamea noastră de poezie și de frumos. Mai spune acolo în poeziile că este pana, pana care arde, pana care scrie. Atât de mult iubește, atât de mult o iubește muza pe ea, încât, repet, este o încântare să citim. Este o prietenă deosebită, domnul, i-am citit și poezii domnului editor, domnul Stroia. Sunt deosebite frumoase, ca și ale dânsului, m-au cucerit de la început, iar îmi pare că am emoții, am avut și două vedere, dar le-am uitat. Maria spune așa că ea acum este o pană, uneori tristă, care scrie. Ea a ars, iar din scrum a scris poezia. Iar pentru ea poezia este cântecul din sufletul ei, mâna întinsă ce o va susține mereu la greu. Îi doresc sănătate. Nu sunt meștere la vorbă, dar poezia, când veți citi poeziile, veți constata că chiar nu mai aveți ce spune. E mult prea frumos. Felicitări cu tine. Mulțumim, doamna Sofia, pentru cuvintele noastre frumoase. Da, cum îi dăm cuvântul doamnei învățătoare, da. Da, este adevărat și aveți foarte mare dreptate. Maria s-a deschis ca un boboc de floare. Chiar Albert Camus spunea că toamna este, de fapt, o nouă primăvară.
în care fiecare frunză e o floare. Asta este și Maria. Dăm cuvântul doamnei învățătoare Onea. Este chiar învățătoarea Mariei dintr-o serie, dintr-o generație paralelă, dintr-o serie paralelă cu clasa Mariei. Ne face o deosebită onoare să vă avem aici, doamna învățătoare. Să știți că și eu îl port cu foarte mare drag în suflet, bineînțeles, și pe doamna mea învățătoare, dar în mod special pe profesorul meu de limba română, care are 84 de ani și care mă însoțește la fiecare eveniment literar pe care îl fac. Mai mult decât atât, spre rușina mea, îmi vorbește cu Domnule. El este umorist, de ce vreau să vă spun. Are foarte multe cărți de epigrame și catrene umoristice, pe toate le-am editat eu. La una dintre prefețele pe care am îndrăznit să-i le scriu la carte, i-am dedicat o epigramă care suna cam așa. Frumos era din vremi străvechi să tragi școlarul de urechi. Acum, cu suflu novator, îl trage el pe învățătoare. Poftiți, doamnă învățătoare! Dar, mă rog, nu vă pot abține să nu spun despre Maria. Nu vorbiți foarte greu, nu fac. Maria este o fată de excepție, așa cum o cunoaștem noi, de mică. A crescut alături de noi, noi alături de copiii care am avut. Și ceea ce pot să spun în acest moment este că m-am bucurat foarte mult când am aflat de isprăvile, în ghilimele spus, Mariei, pentru că a îndrăznit, a avut curaj, a avut inspirație, talent, muncă, perseverență, toate aceste lucruri se sublinez curaj, pentru că nu poți avea o realizare de acest gen lipsit de curaj. Adică te gândești la tot ce scrii, la fiecare cuvânt. Trebuie să ai o gramatică bine întemeiată, trebuie să ai o exprimare frumoasă, trebuie să ai multe instrumente ca să poți să realizezi ceea ce gândești, ceea ce îți imaginezi. O felicit din suflet, Maria, că este aliniata mea deocamdată, pentru că și am încercat să scriu o carte, subliniez o carte, dar alături de domnul editor, chiar mă destăinui cu această ocazie, dar în același timp îl felicit pe domnul editor, care a reușit să scoată ca o oglindă cărțile Mariei, așa cum a meritat. Pentru că după o muncă de creație, aștept să ai un rezultat așa cum ți-l dorești. Ceea ce mă doare pe mine, și îmi pare rău că vă întristez puțin, am scris și eu o carte, mai am încă două manuscrise, dar nu le pot realiza în tipar, dar o nemulțumire a mea, pentru că trebuie să o spun, este aceea că felul în care a fost editată cartea mea m-a nemulțumit în mod foarte, foarte aspru. În ce sens? Pentru că a fost, îi fac o paranteză, în momentul prea grăbit, prea în pripă, cum s-a spune, în momentul în care s-a realizat tipărirea și, mă rog, lansarea cărții în principal, și lucrurile grăbite au ieșit nu așa cum trebuia. Adică ce vreau să vă spun, că editorul meu, n-am să-i dau numele, mi-a lăsit cartea de prefață, ceea ce nu este adus, domnule editor. Cred că m-a acceptat în ceea ce spun, da. A lăsit biografia, nu știu, am să vă arăt. Și mi-a lăsit partea esențială a cărții, partea ultima a cărții, pe care eu am, cum să vă spun, am dorit să ajungă, să fie citită, pentru că am mâncat foarte mult la partea aceea, ceea ce nu s-a realizat. Și am spus așa, pentru cei care nu știu toată povestea asta triță a cărții mele, cartea mea este fără cap și fără coadă. Și, în esență, eu am scris o carte mai mult științifică, să spun așa, am fost fac și o monografie a Pălceștilui,
Mi-am mai preferat acolo și niște, mă rog, de ale vieții mele și nu numai. Și a rezultat ceva, dar nu ceea ce mi-aș fi dorit. Să spun cu durere. Cartea mea arată în acest fel. Am demonstrat și vreau să-i fac cadou Marie. Așa, aici e vorba de, în acest poză, părinții soțului meu, Pâncesteni, la vârsta tinereții. Ceea ce ilustrează mult despre ceea ce ne dă cartea, zic eu. Mai departe, ceea ce vă spuneam, am scris un cuvânt aici, frumosel, după părerea mea, și s-a trecut direct la conținutul științific, cum spune așa, al monografiei, ceea ce pe mine m-a surprins când am deschis. N-am reușit, iar vă explic că n-am reușit să citesc cartea înainte de a o lansa. De a o publica. Da, de a o lansa și de pe am publicat-o. Niciun leu n-am luat de cei 300 de cărți care au ieșit în vindipar. Toate le-am făcut cadou. Cine a reușit să le citească cu plăcere, mă bucur. Și mai departe, capătul cărții este cu totul cel neașteptat. Adică așteptat de mine, dar de ceilalți. Da, să știți că... Domnule editor, un pic. Din păcate. V-am ascultat mare atenție și v-am apreciat din tot sufletul. Ceea ce face dumneavoastră este un gest extraordinar și un impuls pentru cei care vor să scrie, care au curaj, care au talent, care vor să facă ceva în viață, dacă pot să facă. Că poate fiecare dintre noi am dorit, dar nu tot pot să fac lucrul ăsta. Și eu vă felicit din tot sufletul și vă laud, cred că la toată lumea care a să întâlnesc cu durerea mea, că a reușit Maria, prin dumneavoastră, să scoată la lumină aceste, vreau să spun, rezultate extraordinare. Eu le-am zis bijuterii, da? Sunt niște bijuterii. Eu îmi plac, cititoare, să știți că chiar iubesc cititul și copiii mei la fel. Și chiar mi-ar dori să am și o cărță de Marie. O să existe și o sesiune de autografe în care Marie o să ofere cărți celor care doresc. Ce vreau să vă spun mai învățătoare, sunt din nefericire două tipuri de editori. Da? Editorii, scriitori și este, cum este și cazul meu, am 36 de cărți publicate. Este scriitor, poet, editor, scriitor, poet, are 36 de cărți publicate și membrul Academiei Română-Americane. Este adevărat, la București de ore, exact, dar și provincia, să nu... Da. Să avem încredere și vi-l recomand cu plăcere. Mulțumesc, Maria. Eu mă bucur că am întâlnit o persoană onestă, responsabilă. Este norocoasă, Maria. Da, prima dată am avut puțin ghinion, știți? Mulți să facă bani, dar să te păcălească. Da. Este unul dintre cei mai corecți și dictați editori, să știți. E deosebit, mulțumesc. Așa, deci spuneam că există editori, scriitori, cei care la rândul lor scriu... Mulțumesc! Cei care la rândul lor scriu și știu ce înseamnă să scoți o carte și ce înseamnă efortul creator și cam cum ar trebui să arate cartea pe final. Ideea este că editorul trebuie să știe în general care este visul autorului și cum trebuie să arate cartea pe final. Și celălalt tip de editori care n-au nicio legătură cu cartea sunt de cu totul altă specialitate decât culturale, să zicem, pe care nu interesează decât strict banul, fac o carte în două zile și când te uiți la rezultat, este dezastru. Da. Mie îmi place să cred că nu facem parte din categoria asta. Noi am încercat ca fiecare carte scoasă în editura Armonii Culturale să fie și un copil de-al nostru, iar eu de toți copiii mei sunt mândri. Bravo. Sunt mândru. Bravo. Maria știe, deși Maria era în Italia, noi 3 luni de zile am lucrat la aceste cărți la telefon. Deci am colectat cărțile la telefon.
în fiecare seară sau la două seri sau în funcție de ce vedea Maria, plus că avem obicei, eu zic eu, destul de bun, de a scoate un format înainte de a-l trimite la tipar, pe care îl dau autorului cu copertă, cu absolut carte, așa cum ar trebui să arate la final. Iar dacă autorul mai are ceva de modificat, pe acel manuscris facem ultimele modificări. În așa fel încât, am spus, nu facem mare lucru, doar împlinim vise. Atât. Armonii culturale împlinește vise. Este o realizare, o capodoperă pentru noi. Și nu numai. Pentru cine o citește. Mulțumim, Maria, pentru tot ce ai intrat. Mulțumim, domnule editor. Onorată și de prezența doamnei învățătoare Anei. Nu mi-a fost dânsa, a fost un cadru didactic. Nu mi-a fost învățătoare directă, dar ne-am cunoscut și ne-am prețuit reciproc, aș spune eu. Nu întâmplător dânsa se află astăzi. Altfel, dacă toți cei cu suflet frumos au avut curaj, au făcut eforturi să ajungă. Nu contează vârsta, problemele, dacă vrei, poți. Și doamna a putut și vă mulțumesc din suflet și cu toată prețuirea pentru prezența dumneavoastră. Ne mândrim cu tine, Maria. Și eu mă mândresc că m-ați reținut și a fost astăzi prezent. Mă spuneam numai cu cine vreau să vă rețin. Două secunde. Avem prezentă și toate evenimentele care se petrec la școală, pe doamna profesoară Cerbu, care pentru mine este un simbol, un simbol al dăruirii ca dascăl, și nu numai, ca om moral. Ca om consacrat chiar acestei profesiuni pe care și-o exercită cu mare, mare, mare plăcere. Și pot să vă spun în plus că doamna Cerbu este adoptată de Pâncești, de Pâncești, împreună cu părintele, împreună cu copiii dumnealor care sunt atât de drăguți și eu îi iubesc extraordinar. Dar doamna Cerbu, pentru mine și părintele, dar doamna în mod deosebit, s-a evidențiat în ceea ce a putut să creeze câteva pagini pline de conținut atunci când am lansat o carte, tot aici, așa, și mi-a făcut așa o mare, mare plăcere și o mare iubire pentru toată viața mea și Dumnezeu să o păstreze cât va trăi, pentru că o iubire ca a mea este deosebită pentru Dumnezeu. A dovedit că este o iubitoare a Pânceștilor, a oamenilor de aici, a celor care ne, mă rog, de ne mai răspățăm și noi că mai puțin pe aici. Este așa un fenomen pentru noi. Îi mulțumim din suflet, doamne. Maria, nu pot să mă te felicit. Nu pot să spun că sunt verișoara ta. Nu pot să nu particip alături de tine la sufletul tău, la inima, la cuvintele frumoase, la momentele în care ne-ai adunat pe toți, la sentimentele pe care ni le-ai trezit în suflet. Mulțumim, mult succes, mulțumim tuturor care sunteți prezenți aici și dă Doamne mai departe, mai mult, mai multe întâlniri, la fel de bucuroși să ne vedem. La mai mult! Să știți că aici e o bucățică de România. Suntem o mică România. Adunați inimă lângă inimă la un loc, într-un act cultural, prin care l-am celebrat pe Eminescu la cei 127 de ani de naștere în viața veșnică. Și am aniversat-o astăzi și pe Maria din cele trei cărți. Așa este românul, este bun, este blând, este iubitor de cultură, este iubitor de artă. Românul dintotdeauna a scris, dintotdeauna a cântat, dintotdeauna a știut să fie aproape de tot ceea ce este frumos. Iar, așa cum am spus, vis-a-vis de activitatea pe care o are editura și revista Armonii Culturale, pe mine, ca român, faptele rele ale celorlalți români nu mă reprezintă. Eu aici mă regăsesc, în mijlocul românilor buni, în mijlocul românilor talentați, în mijlocul românilor adevărați,
care simt românește, respiră românește, trăiesc românește. Facem o poză de grup. Cei prezenți, dar mai suntem prezenți.